Mereu ne dorim să găsim partenerul ideal și să trăim o poveste de dragoste ca în bazme. Și dacă l-ai găsit, nu e suficient, căci relațiile sunt mereu în schimbare, chiar dacă iubirea e mare la început. Așa că provocările apar pe parcurs, scopul fiind o relație de durată și fericită. Cum facem să avem toate ingredientele? Vom afla de la Sorin Lucaci, psiholog și coordonatorul de evenimente ale Dituri Herald, și Liviu Elefterie, psiholog clinician și psihoterapeut. Bine v-am găsit! Bine, mulțumim pentru invitație! Se lasă cu multe inimioare astăzi, da. Cu bomboane, cu toate dulcegăriile din lume. Asta este, trebuie să suportați. Mie îmi place titlul. Și mie. Găsirea partenerului ideal, realitate versus basme. Da. Și uite, eu am venit așa cum ne-ai obișnuit. Da, cum v-am obișnuit, cu o carte superbă. Regulile unei relații de durată, ghid practic pentru cei căsătoriți sau aflați într-o relație de cuplu, Harriet Lerner. Și chiar la un moment dat ea scrie în carte chestia asta, că noi suntem obișnuiți cu filmele Disney, cu filmele romantice, cu cărțile romantice, în care ni se dă așa o rețetă în ideea unei relații fericite. Ori lucrurile în realitate stau un pic diferit. Și chiar vorbeam în timp ce veneam cu... Se lasă cu tranșee. Da. Vorbeam cu Liviu venind spre Metropola. Faptul că o relație longevivă, o relație de lungă durată, și am să-i pasez lui cartea. Arătăm frumos așa, să vadă toată. O relație de lungă durată presupune foarte multă muncă. Foarte multe eforturi. Nu este suficient ca 5-6 zile pe an de Valentine's Day, de dragobete, de 1 martie, de și de ziua Paște. Partenerului, așa. Sau de Crăciun, da. Să venim cu atenție, și ziua aniversării. Așa, să venim cu cadouri. În general, cu flori. Când o ținem minte. Nu, de obicei bărbații își pun în calendar ziua aniversării, ca să scape de femei și de privirile ei că a uitat ziua când ne-am cunoscut. Exact. Ideea este că trebuie muncit și depus eforturi zi de zi pentru ca o relație să fie sănătoasă, să fie funcțională, să meargă, și acolo unde ea scârție, să spunem, și nu prea merge, să știm, cum ne spune Harriet Lerner în carte, ce sfaturi, până la urmă sfaturi de bun simț, exact. Reguli de bun simț, ce trebuie să faci ca să muncești pentru relații. Pentru că noi știm foarte bine, din alte cărți, literatura de specialitate abundă pe zona iubirii și a relațiilor de cuplu, noi suntem 3 entități, niciodată 2. Eu, tu și relația de cuplu. Da. Trebuie să avem grijă, fiecare să aibă grijă de spațiul intim și să acorde libertate partenerului și așa mai departe, dar noi doi ca parteneri trebuie să ne concentrăm pe și copil, pe relație copil, da? Exact. Pe copilul nostru, în definitiv, exact. Nu? Și exact. În principiu, dacă în relație mie mi este bine și ție nu ți este bine, cuplu va suferi. Corect. Dacă ție ți este bine și mie nu mi este bine, iarăși nu va fi bine. Tot va suferi. Da. Și atunci trebuie să mă focusez și pe mine, și pe tine, dar și pe cuplu ca și entitate diferită. Da. În sensul în care să avem niște activități în care să hrănim cuplu. Exact. Este dificil în ziua de astăzi cu job, cu tot ritmul familie, acesta, copii, alert, proiecte, sarcini, tot felul, exact. Da. Vedem pe toate rețelele de socializare cât de bine le este, pentru că este foarte adevărat ce spune Sorin și regăsim în această carte, faptul că ni se creează o idee de o poveste frumoasă și au trăit. Uite până ce la ușoare lor și da, și ei fac multe lucruri frumoase, exact. Împreună și uite. E, bazmele acelea care cumva ne-au creat o realitate pe care nu putem să o atingem, s-a mutat în rețelele de socializare. Și acum bazmele acelea sunt digitale. Exact, sunt da? Sunt permanente, că acum, oricât de, cât de mult am vrea să spunem, nu, eu nu sunt pe rețelele de socializare. Ei, ești, inevitabil. Suntem. Te lovește realitatea virtuală. Și vedem în permanență acel prinț pe cal alb, acea prințesă care poate are nevoie să fie salvată, mm-hmm. poate. Deci toate bazmele s-au mutat în social media. Da, dar și cumva, uite, vezi când te duci la primele întâlniri, să zicem că ai văzut-o pe ea sau l-ai văzut pe el, gata, e atracție, simți că te îndrăgostești, că e chimie, frumos, chimie, nu știu ce,
nimeni nu se gândește că, ok, dacă intru în relație cu omul acela, mamă, la un moment dat, cine știe ce o să mi se întâmple, o să am certuri, o să intervină tot felul de, nu știu, situații între noi. Exact. Nimeni nu se gândește la asta. Exact. Noi ne gândim idilic. Exact. Dacă ce frumos e și așa o să fie totdeauna și, o să ne ținem de mânuță și o să ne înțelegem din priviri și așa mai departe. Te duci și așa la biserică, știi, Doamne ajută să ajungi în fața altarului, dar nu te gândești, dar pe termen lung, că asta, apar tot felul de asta lucruri. Păi cum spune și autoarea, fericiți până la adânci. Dar nimeni nu știe ce... Auzi, apropo de asta, câtă că bazmele... Câtă suferință apropo... este în spatele acelei fericiri. Apropo de asta, că bazmele erau că prințul a întâlnit-o pe ea și gata, s-au luat, dar nimeni nu știe ce se întâmplă după ce s-au luat. Exact. Știi, se oprește acolo și s-au căsătorit. Și au trăit fericiți până la adânci. Le mai spun oamenilor în cabinet, gândiți-vă cum ar fi arătat Romeo și Julieta acum, pe la vreo 60 de ani. Da. Toată lumea se uită la Romeo și Julieta și văd doar un mic capitol din viața lor. Văd primii ani, nu? Primele luni. Pentru că cu cât este mai scurt, cu atât focul este mai aprins și în momentul în care apare o despărțire în primele luni, atunci este foarte dureroasă. Da. Pentru că noi ne creăm în momentul în care intrăm într-o relație niște așteptări și ne îndrăgostim nu de persoana din fața noastră, ci de un posibil proiectăm din viitor. Exact. Da, da. Exact. Și atunci eu o să urmăresc doar lucrurile acelea pe care eu mi le doresc ca tu să devii în viitor, uitând de părțile care le avem cu toții, mai negative, care ies la iveală la un moment dat. Exact, exact. Și la un moment dat te mai trigăruiește, partenerul, exact. Cine știe pe ce butoane ți apasă, și dacă eu cum te nimerești în ziua aia. Da. Și dacă eu am așteptarea doar la acea persoană... Așa este, da. Uite, și apropo de cum arată dinamica cuplurilor în 2024, da? În ziua de astăzi, da? Și cum fac cuplurile, dacă au timp să mai aibă, bucățele astea de conexiune, de apropiere, apropo de ce spuneai și tu, că suntem până peste cap de atâtea lucruri. Dacă unii reușesc mai bine, unii reușesc mai prost, cum ne impactează timpul ăsta pe care îl petrecem sau nu îl petrecem, nu? Exact. Împreună. Și e foarte interesant că în ziua de astăzi, însă și începutul, a devenit ceva foarte tranzacțional. Exact. Hai să avem first date. Dar totul este tranzacționalitate. Ne întâlnim la o cafea, unde eu îți spun calitățile mele, tu îmi spui calitățile tale. Este un interviu la un job. Exact. În loc să facem lucrul ăsta, ar trebui să avem la prima noastră întâlnire o experiență. Făcând ceva, descoperindu-l pe viitorul posibil partener, să vedem cum reacționează când mergem și jucăm biliard sau mergem și jucăm un board game. Un joc, cu niște prieteni. Exact. Da. Sau mergem într-un parc de distracții și vedem cum... Exact. Acolo de obicei știi cum fac femeile când duc bărbații prin locuri de-astea? Se uită la copil, se uită la bărbat, se vadă cum reacționează, știi? Și atunci îți dai seama, măi, plau, nu-i plac, vrea, fac la fel. Da, și așa. Da, așa în cazul în care eu intru, merg la prima întâlnire cu ideea de o relație pe termen lung, o să mă uit să văd cum reacționează cu copilul. Corect, da, așa este. Cum se uită, dacă vine și a călcat-o un copil reacționează, cum e? Exact. Da. Toate lucrurile astea spun o poveste despre omul acela, mult mai mult decât un interviu bine pregătit. Așa este, da. Pentru că sunt lucruri care ies absolut, uite așa, la iveală, nu ai cum să le controlezi. Exact. Ceea ce spui clar poate fi controlat, nu? Ar înseamnă să fim roboți dacă am face toate lucrurile astea. Da. Și uite, zilele trecute mă gândeam la chestia asta. Nu neapărat în relație cu copiii. Că sunt și familii, da, fără copii. Care aleg în să relația, nu aibă. Da, căsătoriți sau necăsătoriți. Da. Dar aleg varianta asta. Foarte important este timpul, să spunem, înaintea căsătoriei petrecut împreună. Da, una este doar, nu știu, ne vedem în weekend, mergem la munte, la mare frumos. Și totul pare așa interesant.
Dar ia să stai tu cu partenerul înainte de a face zi de zi, nu știu, 2, 3, 5, 7 ani, da, să-l vezi cum se comportă în viața de zi cu zi, de la momentul trezirii și până în momentul în care seara ne ducem în dormitor, da? Exact. Astea sunt lucruri care, pentru că oricât de mult ai arătat calitățile partenerului, la un moment dat treci dintr-o fază de vigilență și mai ales în cazul, dar al ambii, dar mai ales în cazul bărbatului, treci dintr-o fază de vigilență, băi, trebuie să ofer, să vrea să zic să vând, da, nu vreau să fiu. Trebuie să ofer o imagine cât mai perfectă, apropo de perfecționismul pe care vorbește și autoarea. Bun, și femeile sunt la fel. Da. Să arăt o imagine cât mai perfectă, dar în momentul în care trece vigilența și eu intru într-o zonă de confort. Și mă vezi ciufulită. Sau, nu știu, să mă ierte doamnele, cu sutienul aruncat sau cu lejeria intimă, șosetele aruncate sau șosetele, cazul acolo, bărbatului. Și nu ți-am zis de atâtea ori trebuie că șosetele după nu stau tine lângă paci, ele trebuie puse în coșul de rufe și multe alte lucruri. Sau ai spălat, ai mâncat, da? Ai spălat, ți-ai spălat sau farfuria. Sau puneți, doamne, chiuvetă, farfuria. Sau cine duce gunoiul. Da. Cartea sunt este toate lucrurile astea acolo? Plină de astfel de, da, de exemple. E o carte foarte bună pentru că nu vorbește neapărat cu specialiști, ci vorbește pentru cu publicul larg. Da. Exact. Uh-huh. E scrisă foarte lejer. Da, uite, și apropo de locuitul ăsta împreună, înainte de a te căsători, să zicem, că unii spun, mă, e bine să locuiești ca să te cunoști așa, dar să nu locuiești prea mult, că dacă locuiești prea mult, dispare, te duce magia, pasiunea aia, magia aia, adică bărbatul știe tot despre tine, tu știi totul despre bărbat, adică unde mai e descoperirea? Tocmai aici este foarte interesant să nu dăm totul pe tavă. Uh-huh. Să-l facem pe partener totul să mai aibă ceva de descoperit la mine și după 5 ani, uh-huh, și după 6. În felul în care hai să nu dau totul. Hai să nu spun totul. Hai să nu mă dezbrac complet. Pentru că, exact cum spuneai foarte bine, dispare magia. Nu mai am nimic de cunoscut. Adică nu mai par fascinant în ochii partenerului. Da. Bine, acum și cât să fii fascinant? Nu? Da, dacă vorbim de 30 de ani de căsnicie. Exact. Ce faci după 20 sau 25? Divorțezi doar pentru că nu mai există magie? Da, nu? Și atunci, și aici ce intervine de fapt? Iubirea matură. Iubirea matură, care trebuie să fie într-un echilibru dintre dorință și iubire. Dorința implică distanță, pentru că nu pot să te doresc fără să fii doar de distanță. Tine. Mm-hmm. Da. Iar iubirea înseamnă apropiere. Exact. Ești lângă mine, te simt aici lângă mine. Da. Iar acea magie, da, poate să fie întreținută foarte mulți ani. Foarte mulți ani dacă ne jucăm pe partea aceasta. Dacă înțelegem că prea multă distanță va rupe cuplu, prea multă iubire, și știu că o să sune ciudat, iarăși va rupe. Sufocă prea exact, multă. Exact, da, exact. Deci trebuie să ai exact doza necesară, da? Exact. Dar uite, și vreau să vorbim despre, să zicem, de conectările astea care apar între parteneri de-a lungul relației. Inevitabil apar. Că, nu știu, ai prea multă muncă la un moment dat și tu și el, nu mai apucat să vă vedeți, ieșiți împreună, să mai discutați și voi de ale voastre, adică apar, inevitabil. Și cum faci atunci când simți că îl pierzi în ghilimele pe partener, că vă distanțați? Comunicare. Comunicarea este cheia și știu că în toate subiectele când vorbim despre ajungem cuplu, tot ajungem la comunicare. Da. Și cumva oamenii când ajung își dau ochii peste cap. Exact, da? Pentru că deja este foarte clișeic. Da. Dar comunicarea de a-ți spune punctul tău de vedere, de a-ți spune ceea ce simți, fără a-l acuza pe celălalt. Pentru că și aici o să regăsim un pasaj în care spunem, hai să vorbesc despre mine, nu despre tine. Și în cabinet le explic oamenilor că comportamentul este ceva, iar persoana este altceva. Așa este. Și trebuie să separăm cele două entități. De ce? Pentru că dacă eu îți spun, tu crezi despre mine că sunt prost, este una. Da. Dar când îți spun, ei, eu mă simt că tu
crezi despre mine că eu sunt prost. Este ceva acolo? Da. Simt corect sau nu? Așa și îi dăm oportunitatea partenerului să fie să schimbe, fie să zică da. Chiar cred că ești prost. Ok. Da, așa este. Da, și atunci putem să poate să începe să înceapă o discuție de pe tema asta. Așa este. Sorin Liviu, vă mulțumesc tare mult că ați venit astăzi la noi. Mai voiam să stăm la discuții, că este o discuție, știi cum e, putem să stăm până mâine noapte și nu terminăm. Dar mă bucur tare mult că am apucat să vorbim, cât am apucat aici despre această carte absolut minunată pe care o să căutăm și noi o să o citim, mai ales că ați povestit că este așa foarte aplicată, da? Exact, tot ceea ce se aplicat. Întâmplă în viețile noastre și știi cum e, uneori e bine să ieși din bula ta și să te uiți să vezi, mă, uite că și la alții se întâmplă la fel ca la mine, adică nu sunt special, nu? Da, adică da, și uite, e bine că putem să aplicăm aceste sfaturi. Vă mulțumesc tare mult. Mulțumim. O bucurie. Mulțumim. Și să aveți o zi frumoasă, specială, nu? Că e Valentine's Day. Mulțumesc tare mult. Luăm o scurtă pauză și revenim.